găsit, da, suntem pe malul lacului Snagov și uite, Mihai, ce se vede în spate, sper că poți să vezi și colegul nostru ne ajută să dăm cadru, pentru că același lucru vreau să o pun și pe Relistonul să facă, exact cum ai văzut în acest moment, așa vreau să facă și Relistonul, îmi zicea mai devreme, Mădălina, credeam că mă placi, că e o părere bună, dar am ajuns la concluzia că... Nu știu, mă urăști, ți-am făcut ceva greșit vreodată, nu înțeleg ce ai cu mine, jură, mi-e foarte frică. Da, e o senzație foarte tare, eu am încercat-o și am încercat-o tot la fel în direct pentru prima dată în viața Mădălina. Mea. Uite, la un an de zile n-am pățit nimic, te rog, Mihai. Mădălina, tu ești cu zodiile cu astea, te văd mai mereu prezentând horoscopul la horoscopul la noi la televiziune. Ce zodie este Relis? Scorpion. Nu. Ce scorp? Capricorn. Capricorn. Și e zodie de... Mi-e de bine la Capricorn. Zi-mă, e zodie de bine. De pământ. E zodie de pământ. E zodie de pământ. Păi e zodie de pământ. Ideea, să-ți depășești limitele, să ieși din zona de confort, dacă ești zodie de pământ, să intri la apă, dacă ești zodie de apă, să stai pe pământ, să te târăști. Mihai. Da. Mihai, credeam că suntem prieteni. A zis că are și o ultimă dorință, fără să lungim vorba prea mult, pentru că faptele ne interesează pe noi. Spune-ne care e ultima ta dorință, deși vei mai avea ultima după acest flyboard. Ultima mea dorință e să fac un copil, dar nu mai am timp, că trebuie să urc pe flyboard. Dragă mea, te asigur că nu o să răcești, că apa este destul de caldă. O să rog pe Alex să vină. Stai că acum a intrat la apă. Alex! Stai să facem semnul. Alex, simte ce trebuie să simte acolo. Nu ne vede. Hai să vedem dacă ne... Alex! Alex! Haide, haide! Rugăm, uite-te bine, uite-te bine la el, haide, vino. Deci, jur, chiar nu mă crezi, dar mi-e foarte frică, efectiv tremur din toate încheieturile. Crede-mă că ești ok. Mi-e frică de apă oricum și nu pot să cred că o să fac asta, nu știu de ce am anticipat această provocare. O să poți, crede-mă, bună, Alex, ce faci? Poți să te ridici sau venim noi la tine? Hai că venim noi la tine, hai să te, o să scoți un pic casca. Colegul, ne putem? Hai, vino aici, Relis. Sau vii tu aici, Alex, cum facem? Vine el acolo, hai că vine el acolo, pentru că trebuie să le arătăm telespectatorilor, uitați, asta va încălța Relis și asta o să pună pe cap, hai te rog să pui, uite, Mădălina, eu deja știu și te voi ajuta, da, te rog. Mădălina, mamă, dar chiar crezi că e nevoie în cazul lui Relis să purtăm vesta aia? Adică Mihai, totuși să știi că nu te suntem aud, la, dar pot să spun că nu. Suntem la televizor, poate ar fi bine să-și dea un pic vesta jos, cine știe. Ales, sunteți niște minunați, nu știu cum ați convins să fac asta. Nici eu nu știu că... Cu siguranță nu o să mai accept nicio provocare. Hai, urcă! Mi se pare că vesta aia e în plus, nu știu... Da, nu? Cred că... Nu că zic... Păi, dar n-are voie fără. Păi știu, dar până... Că vesta e în plus. Dar până intră în apă, nu are voie. Mi-e frică de apă, pe bune, nu a fost sau fără vestă. Bună. Bună, Alex, învață-o. Bag-o la apă. Vă bag în apă. Prima dată trebuie să schimb plăcile. Să-i dau pe măsura ei, buții. Adică pe acestea, da? Așa, vino aici, Derele, aici, draga mea. Hai, mai cu aplomb. Chiar așa te duceți? Nu, mi-e frică, mi-e foarte frică, adică nu știu ce puteți da, să mai face. Da, te aud, Mădălina, sigur. Să spor cu parașuta. Nu vreau. Eu chiar mai vreau să mă dau. De ce pui aici? Ah, furtunul pentru presiunea apei, nu? Da, îi schimb plata. Dacă n-am avut jucării când eram mic. Hai, vino aici. Hai să mergem și noi, ușor. Dumnezeule. Vino aici? Doamne ajută, vă rog frumos. Așa zic și băieții de la cameră. Dumnezeule. Ce faci, mă, Mădălina? Mă uitați să văd tatuajele, Mihai. Mădălina? Alo? Da? Domnișoara Bolan, sunteți da? Bine? Nu mă pot la listelă. Vreți să vedeți dacă... Păi sunt jurnalist. Nu trebuie să investighez și eu aici, au oamenii. Doamne, ferește-mă și mami, apără-mă. Mami, să știi că te iubesc mult, mult, mult de tot și să știi că oamenii ăștia sunt Mădălina? Foarte ok de obicei. Nu știu de ce m-au provocat astăzi. O să vezi ce senzație frumoasă o să simți. O să fie foarte tare. Haide, Alex, în timpul acesta poți să ne și povestești despre ce este vorba? Adică, știm ce înseamnă flyboard, dar ce ai făcut acum? Ce înseamnă acum asta? Acum i-am legat buții. Așa? I-am pus buții în picioare, o strâng. Să fie cât mai strânsă, ca să poată să aibă un echilibru cât mai bun. Okay. Și explică ce și are de făcut. Și Mădălina a verificat mai devreme dacă o strâng. Și trebuie să dar nu buții, ci... Mami! Hai, nu plânge, fetiță curajoasă. Trebuie să fie cât mai relaxată. Important e să fie echilibru, la asta e cel mai important. De ce te panichezi? Deoarece de regulă. Nu, 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 nu.
E ok, ascultă-mă, dacă eu zic că e ok, eu am făcut-o, crede-mă, în regulă. Hai, hai mă, Reli. Nu vreau să-mi aduc aminte de ziua aia în care ai făcut-o în direct, Mădălina. Mai bine nu te da ca exemplu, pentru că nu e foarte motivațional pentru... Păi nu, că de atunci am mai făcut o dată, n-ai văzut tu la știri? Da. Nu atunci cu Dorian Popa la tine la emisiune. Știu. Aici am accelerația wireless pentru schijet. Explică ce înseamnă. De aici o să am eu accelerația. O să am presiunea cu care o să-i dau jetul de apă. Pune cum trebuie să stea cu picioarele. Acum trebuie să te întorci. Dragi băieți. Auzi în cască? Dragi băieți, aflați în această seară cum să dați fetelor jet vara asta. Chiar că jet. Hai, te rog, eu ridică un pic, Alex. Și eu am cu telecomandă în mână, Mădălina. Și eu am cu telecomandă. Uite, fixez jetul. Hop. Acum ia dă mai tare. Jetul. Hop, ia uite ce jet îi dau. Fixează cum trebuie. Jet. Hai, Relis, vino aici. Jet. Cui ai zis jet? Păi n-am zis. Ai dat. Elena, i-am zis jet că ție nu mi-aș permite să spun. Bravo. Ia uite, bravo. Bravo, mâinile. Uite, mă, pasărea. Ce bine. Hai, sus. Ține mâinile lateral. Lasă-mă, Mădălina, că se... Gata, m-am învățat. Încă o dată, bravo, Relis, ai văzut că nu a fost rău. Mădălina, cam de la câți metri a căzut Relis? Ei, nu știu, te estimezi. Păi nu știu, întreabă-l pe instructor, că el știe. Păi după la vreo 2 metri. 2 metri. A ridicat la 10. Are ceva pe numele ei, nu? Nu are nimic pe numele ei, hai. A trecut tot după numele meu, datorii să n-aibă. Deci a căzut pe spate. Hai, a căzut pe spate de la etajul 1. Hai să încercăm să urcăm cu liftul dreaptă, până... Dreaptă, Relis! A căzut. S-a dus. Nu e greu, mă, Mihai, nu se poate chiar așa, haide. E greu, dar e frumos, se vede mișto. Ia uite. Hop. Dar nu știi nechile... Hai, Relis, încă o dată, că poți să aduce mai departe, te-ai dus în drum în mijlocul lacului, Snagov, vino aici! Mădălina! Nu mai am legătură cu tine! Da, Mihai? Bine, Mădălina n-are de obicei legătură cu nimic, dar... Hai să încercăm totuși, noată până la ea! De ce ai zis asta? Păi nu pot să nu chiar aia, Mihai, nu-mi pune mie provocări de-astea. Hai, Relis, încă o dată, pentru mine, pentru Raida Buni, hai, că nu mori. Nu te mai îndepărta! Doamne, fata asta nu înțelege, fraților. Bă, o vrea să ajungă, nu știu, pe malul celălalt, poate e un miliardar care o așteaptă pe ponton, cine știe. Toate visează numai miliardar, nimic nu e ce pare, da, Mihai. Acolo pe malul lacului numai de ăștia sunt. Trebuie să punem utile, ce se dă în aici. Poftim, Alex? Consideră că ai... Da, uite, Mihai e foarte deștept. Consideră că ai milioane de euro în aer și trebuie să le prinzi, ai motivație. Hai, stai dreapta. Hai, crează-ți motivație. Uite, bravo. Hai, lasă... Ascultă-mă. Aoleu, s-a mâncat. Mădălina, când era mică, era oșu. Da. Creează-ți o motivație. Așa, bravo. Super, bravo. Hai, sus, Relis, hai. Bravo. Îndreaptă stampa. Bravo. Absolut, super. Ridică-i. Așa, bravo. Așa, da. Spune-i că noi ținem cu ea. Eu am făcut mai bine. O să-ți arăt filmare. Hai, Relis, mai poți? De ce nu mă crezi? Mădălina? Da, Mihai, aici sunt. Noi ne grăbim, noi avem o staroganță pentru fata asta, trebuie să se ude fata noastră. Poți să vin aici, Elina, vină cu acă, te uite, iubita mea. Nu, avem noi metodele noastre, furtunile noastre, pistoalele noastre. Colegul meu, ai grijă cum faci cadru? Cum a fost? Braznic. Mi-e frică rău de tot, adică include și apă și înălțime. Haide să ne dezbrăcăm, hai să dăm jos și vesta. Haide, te simți bine? E în regulă, da?
șefa la femei. Mă dori înapoi. Vezi, ți-am spus eu, ți-am spus eu că o să fie bine, vezi ce înseamnă să mă... Să vin, dar să iau lecție prima dată, pentru prima dată, oricum am fost foarte curajos. Dar nu e foarte tare, nu e mișto senzația? Hai, dezbrăcare. Hai că te ajut. Ba, da, doar că mi-ar fi mai ușor dacă ar fi cineva. Ajută-mă. Cu mine să... Ajută fata să se dezbrace. Singură. Dă-te în apă din nou, Alex. Știu că tu ești campion și ai participat. Unde ai participat tu? La campionatul mondial de fotbal. Așa, mă, păi da, trebuie să aștept 5 căzături până când în România. Să vedem ce ne doream să auzim. Să vedem, pardon. Uite, asta înseamnă dacă a făcut flyboard. A făcut și condiție fizică, Mihai. Și uite aici, un abdomen, vezi ce căutam eu mai devreme. Că ce unde pun mâna. Hai să cobor și eu. Tu nu știi, Mădălina, condiția asta fizică a făcut-o în pelerinaj la mănăstiri. Okay.